Pentru prima oară în raionul Răzina s-a desfășurat Gala Sportului. Performerii din raion care au obținut rezultate excelente au fost menționați cu diplome și premii bănești. Tinerii spun că anul 2013, care iată se duce, a fost unul de succes. Am participat 19 sportivi, am adus 22 de medalii. Acum am fost la campionatul mondial 11-13 octombrie în Serbia. Au participat 32 de țări din lume. Peste 1300 de sportivi au participat. Noi am adus în Rezina un campion mondial și un vice-campion mondial. Campionatul Republicii Moldova, după asta a fost în luna noiembrie, noi am fost 15 sportivi și am ocupat 14 medalii, avem 4 campioni naționali. Acum suntem în pregătirea pentru campionatul european în Ungaria, care se fie în aprilie. Eu singur am să particip ca sportiv și mă stăruiesc să apăr cu cinste raionul, mândria raionului și a orașului. Am fost desemnat pentru perioada de 10 ani, în care deja la vârsta mea, nu chiar așa dinaintată, am participat la 9 campionate din 10 și la toate m-am străduit să fiu printre cei mai buni. Nu întotdeauna s-au prins să fiu cel mai bun, mai, în schimb m-am plasat pe locurile de frunte, mereu. Pentru mine puțin mai nu chiar cum trebuie, cum ne-am pus eu un plan la începutul anului 2013. Dar în fine, sportul e sport și sunt care învingători, sunt care pierd, dar principalul cred că e participarea. Autoritățile publice locale spun că tinerii care practică sportul trebuie stimulați și promovați, deoarece ei duc faima raionului peste hotarele țării. Le arătăm tuturor că, într-adevăr, dacă îți dorești cu adevărat, obții rezultate și prin asta încercăm să-i stimulăm, să-i încurajăm și să-i susținem ca și pe viitor să promoveze în continuare aceste domenii în care activează diferite, volei, șah, fotbal, indiferent care ar fi domeniile, dar noi încercăm să-i susținem, să-i promovăm și prin această gala sporturilor. Deci sper că am ajuns către inimile tuturor celor care sunt alături și au posibilități și ar avea poate și mai multe posibilități ca să contribuie, să susține acești sportivi care ne dorim cu toții să avem performanțe în toate domeniile și nu în ultimul rând ne-am dorit ca la această gala sporturilor să mulțumim în primul rând părinților care susțin acești copii minunați ca să aibă aceste rezultate și să le mulțumim tuturor celor care, indiferent de situația financiară, promovează, activează și nu așteaptă ca cineva să le mulțumească, dar o fac din suflet, o fac cu mult respect pentru raionul nostru și cu mult respect față de antrenorii care au depus suflet în acești sportivi. Asociațiile raionale tot au mari succese, sunt în colaborare cu Federația de Fotbal la diferite proiecte. Eu mă refer și la Asociația Raională din raion, la dumneavoastră, din Rezina, președinte domnul Vasile Govjilă, care are succese marcabile în domeniile ce ține de organizarea fotbalului și diverse programe susținute de Federația Moldovenească de Fotbal, cum este programul Toți împreună, inițiat de președintele Federației Moldovenești de Fotbal, Pavel Ciobanu, și împreună cu asociația dumneavoastră, anul acesta, de acum s-a pus bază la 4 stadioane cu iarbă artificială. Din participanții de astăzi la Gala Sporturilor, cu 10 ani în urmă, în 2003, am renovat competițiile fotbalistice din raionul Rezina. Referitor la această gală, visul nostru este încă de pe atunci, de prin 2003, și este binevenit că am reușit să desfășurăm această activitate pentru a face totalurile a 10 ani de activitate. Cred că acest an a fost un an mai productiv ca anii precedenți. S-au adăugat mai multe competiții sportive. Până, de exemplu, 8 ani am avut un campionat care, după ce se termina, nu mai urmau competiții sportive, iar acum avem și campionatul și Cupa Președintelui și Cupa Raionul Rezina la mini-fotbal și Supercupa și competiții la volei și așa mai departe.
Gala Sportului este la prima ediție cu susținerea financiară a Consiliului Raional Rezina în parteneriat cu Asociația de Fotbal. Ina Komarovski, Alexandru Cebotar, de la Rezina pentru Elita TV.